Anul acesta, Festivalul Shotron a fost la 8-a ediție, o ediție specială, având în vedere că anul trecut, din cauza pandemiei de COVID, nu s-a ținut. De asemenea, acest festival a fost sub restricțiile impuse de situația actuală, iar toți participanții, de la voluntari, organizatori, producători, au respectat prevederile legale. În cadrul evenimentului nu se putea intra decât cu teste de 72-24 de ore sau cu adeverință de vaccinare, iar această regulă a fost inclusiv pentru vizitatori. Contrar tuturor acestor reguli, festivalul a fost unul de succes. Publicul ieșean și-a manifestat intenția și bucuria pentru producătorii participanți în cadrul evenimentului.